Hai că a venit. Salut. 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 Pentru că mai e cineva. Așa e conceptul. Dar n-am înțeles care e conceptul. Uite care e chestia. Noi doi suntem actori și putem să vă interpretăm o piesă de teatru dacă vă interesează. Dacă vă băgați cursa e gratis, dacă nu, plătiți. Piesă de teatru, mașină, pe bune? Da. De unde vă vin, frate, ideile astea? Pur și simplu. Plătim. Plătim, da? Piesă de teatru comun. Nu? Nu. Nu. Hai. Ok. Dar până la urmă, cum piesă de teatru? Adică, în care ideea e? Un startup sau... ce? Nu, e pur și simplu, o piesă de teatru despre economisire. Cum adică despre economisire? Păi, acum am pornit aplicația, dacă n-ați vrut de la început. Ah, ok, bine. Oricum asta cu economisirea e vrăjeală. Nu, nu, tocmai asta încercăm să demonstrăm, că e bine să economisești, că se poate, că e frumos. Normal, normal că e frumos și că se poate, că eu pun deoparte. Da? Da. Cum pui tu deoparte? Păi... mai gătesc acasă, mai vin cu pachet, mai aștept reduceri. Chitros, mai pe scurt. Om calculat, aș zice. Om calculat. Ia încercați voi să fiți prieteni cu omul ăsta calculat, că pe mine m-a nebunit. Deci că e maică mea. Când îmi cumpăr ceva, face, da, cât ai dat pe asta? Da. De ce ai luat-o? De ce ai luat-o? Ăsta e și mesajul piesei noastre. Că e bine să pui câte un bănuț deoparte. Pentru că nu se știe. Da, e bine, dar nu se poate. Vă zic pentru că lucrez în gaming, deci am un salariu cât de cât. Dar nu pot. Nu se leagă nimic. Deci cum poți, mă? Ah, unde se poate? Da. Uite, tu cât pui deoparte pe lună? 30. Cât? 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 30 de euro. 30 de euro? Mm-hmm. Ok, 30 de euro pe lună. Dar pe an sunt 360, mai am vreo 40 de ani de muncă, asta înseamnă că o să scot de la bancă 14.400, plus dobânzi. Îmi iau și o mașină, corect? Aia e mașină? O să am 65 de ani, o să fiu moș. Ce, îmi trebuie limuzină? O să ies la agățat sau... o să fiu moș mai... Are și el dreptate. O să aibă o mașină foarte cool. Pentru un moș. Da, foarte cool. O să fiu un moș fericit. Perfecțiune. Da, și vrei să zici că tu ești super mega fericit că ți-ai telefon nou în fiecare an. Da. Și numai flagship-uri. Băi, eu am pe telefon un Snapdragon 845, scuze-mă. Mm-hmm. Procesorul, zic. Da. E rachetă, da? Da, da. Și eu am unul vechi de 4 ani care merge perfect. Perfect pentru un moș. Hai că mă arată o fomică, dai un burger ceva? Eu să dau? Păi tu ai scos cash, eu nu mai am nimic pe card. Păi noi despre ce vorbim aici? Dacă ai fi pus și tu deoparte... Păi, dar chiar ești chitros, vorbesc serios. Ei, te-au oburit cu economisirea asta? Da, îți okay. Bă joc de mine acum, zi dacă dai. Da, mă, îți dau. Eu cred că e momentul numai bun să vă arătăm spectacolul. Ia. Yeah. Hei, nepoțele, nepoțele! Bunicule, bunicule! Ia, lasă-mă să te iau în brațe! Ce faci, nepoțele? Nu s-a mai văzut de mult. Ce bunicu, bunicu, poțele? De ce vorbim amândoi cu voi ăștia bătrâni? De ce vă... Pentru că economisim! Bine să economisești, economisești! Asta e trailerul, dacă doriți toată piesa, trebuie să luați o cursă. Aha, a fost improvizație sau... Pentru că am simțit că v-am prins, adică am simțit că vreți mai mult. A existat conexiune emoțională, dacă asta ați... Da, chiar am urmărit. Asta caută orice actor, să se conecteze emoțional. Da, și mesajul cred că a fost transmis, adică am înțeles că e despre... poveste... Textul are început, mijloc, final... Da, da, da. Nu, și textul are niște planuri care au conotații în literatură. Da, ideea, pictura. Ideea de unde va veni? Ideea nu e a noastră, adică nu e... Noi ne-am gândit... A, pentru... Ne-a venit o idee, da, dar... am luat-o de pe YouTube, ce să mai... am găsit-o pe YouTube. Dacă vreți să știți mai multe despre proiectul nostru, apăsați butonul. Care buton? De pe ecran. Care ecran? Sunt mai multe, telefon, laptop, tabletă, ce are fiecare. Deci sunt mai multe butoane. Sunt mai multe, dar e unul.